Salutare, lume bună, și bine v-am regăsit într-un vlog frumos, extraordinar de frumos, atât de frumos încât anul acesta de Moș Nicolae chiar vreau și am fost cu minte și vreau să primesc ceva frumos de la Moș Nicolae. Sincer, o să vă spun și de ce. Deoarece acum 3 ani am primit o carte, deoarece aveam teză, și o nuia, deoarece nu am fost chiar atât de cu minte. Acum 2 ani am primit un fel de ou care se transforma în pahare, în două pahare, gen, și cu puțină țuică. Să zicem că a fost un început așa mai aparte, deoarece am început să mă comport mai bine. Dar anul acesta nu vreau să se mai întâmple aceeași combinație. Am fost foarte cu minte, nu am fost de foarte multe ori la pește, ce-i drept, am dat să mănânce la găini, s-au făcut găinile mari, după care le-am mâncat. Au făcut găinile ouă, am mâncat și ouă, am mâncat și găina. Deci am fost foarte cu minte, porumbeii sunt hrăniți, m-am hrănit și eu din porumbeia, deci nu e o problemă. Problema e că nu m-am răzbunat pe Moș Nicolae. Dar vreau să vă spun ceva. Să știți că anul acesta vreau să văd ce mi-aduce Moș Nicolae. Iar când mă refer la anul acesta, mă refer în seara aceasta. Suntem pe 5 decembrie 2021. Mă aflu în camera bunicilor, în camera unde din 2000 am copilărit frumos așa, când ne-am mutat aici, eram mai micuț și ce credeți, o casă atât de frumoasă, bineînțeles cu o voitărâma, dar după cum observați, am făcut-o superbă, e absolut superbă, o să filmăm în iarna asta vloguri din camera lui Granny, camera de la țară, camera pe care cred că și muzeul satului ar vrea să o aibă. Camera mea frumoasă, ce camera mea, mă, ce să mai zic? Foc, sobă, frumos. O să vă punem în descriere, în primul link și în al doilea link, vlogurile când a venit Moș Nicolae pe la mine și cadourile pe care mi le-a adus au fost superbe. Să fie pe casa lui, pe casa lui Moș Nicolae. O să mai pun niște lemne pe foc. E chestia că ce e mai frumos decât focul la sobă? Încă e ce drebuie. Și dacă stăm să ne gândim așa bine, eu m-am gândit să... Mamă, să vedeți ce frumos se aude. Stați un pic să pun. M-am ars la ușă. O să filmăm ceva frumos zilele, începând cu zilele următoare. Povești la gura sobei. Deci ce părere aveți? Povești la gura sobei, da? Știu că foarte mulți dintre voi vreți să fac chestia asta și o voi face, pentru că anul acesta ar trebui, sau peste, o mai las un an de zile, peste 2 ani de zile trebuie să dărâm casa asta. Visul meu e să mai îmi cumpăr o casă veche. Ah, ce m-am ars la sub. Așa, las-o acolo. O casă veche, dar să o mențin veche, să mă pot distra. Copilăria mea ține de casa bunicii. Eu am stat în Colentina și casa mea de la țară era în Bacău, în județul Bacău. Deci eu... A treia oară. Eu am copilărit în Colentina. Iar când mă duceam în Bacău, în satul Șendrești, băi, fraților, deci era cea mai mare bucurie. Așa că am copilărit, dar nu m-am dus iarna. Din păcate, nu am avut iarna drum pe acolo. Așa că de când m-am mutat aici, da, în Cernica, și din 2000 am stat la casă, fraților, și e o bucurie pentru mine. Ce-i drept am plâns la început, pentru că nu mi-a plăcut foarte mult, adică prietenii mei, știi ce zic, eu tinerel și prietenii mei de la bloc, dar să știți că fiind foarte aproape de unde m-am mutat, mă duceam și cu bicicleta până acolo și am descoperit că frumusețea de la țară nu se compară și nu se va compara niciodată cu nimic. În primul rând, hai, că prima iarnă a fost cum a fost, dar a doua iarnă, începând cu a doua iarnă, a doua, a treia, a patra, deci am fost super îndrăgostit de viața la țară și sunt îndrăgostit. Să vedeți ce o să filmăm noi și câte vloguri o să fac aici, în camera aceasta, încât o să vă săturați, bine, nu o să vă săturați niciodată. Priviți ce frumos, da? Eu sunt ăsta de sus. Ai că m-a prins bine în poza ăla, m-a prins cu ochii închiși, ai că e ce trebuie. Ceva foarte frumos. Avem de făcut foarte multă mâncare pe plita asta.
Deci foarte multă, când zic multă, foarte multă și foarte multe live-uri. Ok, îmi e cam somn, se vede după ochii mei. E ora 10:25 de minute. 5 decembrie 2021. Așa că toate hainele sunt curate. Îl așteptăm pe Moș Nicolae. Iar eu mi-am pregătit botoșei, deoarece la mine eu nu am șemineu ca să coboare pe horn, nu încape moșul pe țeava asta, gen. O să vină pe la ușă sau pe la geam, da? În caz că vine pe la geam, cel mai frumos e să fac așa, ca să vadă că sunt de brother, pentru că el e brotherul meu. Ia uite ce frumoase sunt, da? Ce? Astea? Păi despre ce vorbim de brotheri? Astea sunt... Aoleu, parcă stau pe pene. O, că pene. N-am necaz nici supărare, nici în cot. Pe mine nu mă doare. Deoarece că această viață frumoasă, deoarece că, hai că am făcut deoarece că cacofonie, deoarece că cacofonie, această viață la țară, pe mine mă liniștește ca și cum s-ar duce unii la psiholog. Domnule psiholog, eu nu mai pot pur și simplu de atâta supărare, de atâta, unde să mă duc, ce să fac ca să mă revin? Uite-te la Shari Vlogger, pe canalele lui, pe acest canal de fapt și pe canalul de fishing, și uite-te cum se relaxează el. Viața la țară, cumpărați-vă, mă, băi, sunt mulți care se plâng că nu mai suportă viața, intră în depresie, are o depresiune, hai că e depresiune, și pur și simplu stau într-un cotez de la de bloc, hai că altfel n-am cum să-i spun că nu suport blocurile, când ar putea să-și vândă apartamentul frumos, sunt mulți care ar putea să facă lucrul ăsta, să-și cumpere o casă în apropierea Bucureștiului, îi mai rămâne și bani pentru aranjare și renovare, să înceapă o viață nouă. Stați mă acolo, nu mă doare burta. Și mănânc și trăiesc și sunt fericit și am viață frumoasă, am 3 copii, sunt împlinit. Dacă mâine mor, nu-mi pare rău. Ce-mi pare rău e că nu mai pot să mă duc la pește dacă mor și nu mai vine Moș Nicolae la mine și nu mai pot să mănânc bunătățile pe care le face mama și pe care le fac și eu și o să le facem și noi în vlogurile acestea. Ok, îmi e cam somn astăzi, am cam avut treabă, am spart lemne, am fost cu minte, m-am plimbat, m-am jucat cu băieții mei. Ok, o să-mi pun botoșei la geam, am pus și botoșei băieților mei, da? Și Lucăbiță și Luadiță, să vedem ce le aduce moșul. În funcție de ce le aduce moșul, o să aibă belea cu mine. Când o să mă trezesc pe la 3-4 dimineața, o să deschid camera și o să mergem împreună, acum, în acest vlog, să vedem ce mi-a adus Moș Nicolae. Dacă mi-a adus ceva bun, că am fost cu minte expert tot anul, o să fiu mai indulgent cu Moș Crăciun. Dacă nu, Moș Crăciun a pus-o de oaie, pentru că o să-i întind o capcană și nu o să știe. Așa că pe 24 decembrie, cam peste 2 săptămâni, Moș Crăciun are o cursă de la mine. Să vă uitați pe acest canal, să vă abonați și să stați cu ochii să vedeți ce-i fac eu lui Moș Crăciun. O să-i întind o cursă. Tot așa o să-l aștept cu minte, cam fiecare an. Și aștept să-mi aducă cadoul, doar că un cadou o să-l fac eu. O să vedeți despre ce e vorba. Acum, hai să ne ridicăm, hai că acum, dacă e, să ne descălțăm, de fapt, să mă descalț. Frumos. Îmi pun botoșii aici, da? Frumos. Ca să vedeți că nu sunt nesimțit, o să las geamul așa. Ia uitați, vedeți? Deci... Ce frumos se aud câinii! Bă, hai că scârțe dacă e. Ce frumos! Fiți atenți cum îl las. Un pic așa, da? Ia, și dacă... E, hai mă, uite așa, pe vârf. Ia uite, dacă trage, să se deschide repede, da? Hai că intră frig, mamă ce frig e afară. Ia uitați ceața afară. Ieri a nins. Așteptam zăpada aia. Bun, în seara asta de Moș Nicolae. Lasă geamul așa, da? Gata. Închidem lumina, deschidem soba. Pe mine mă lua somnul, așa de brodări, ascultând lemnele cum troznesc. Nu știu dacă se aude, dar nu sunt lemne uscate aici. Să mai umede puțin. Oh, ce-a pucnit! Exact despre asta vorbesc, fraților. Vedeți că o să încep o nouă serie. Lăsați-mi în comentarii o nouă serie povești la gura sobei. Să vedeți ce o să vin eu cu the brotherii mei și o să filmăm așa frumos. Cea mai frumoasă viață e viața la țară. Se uită la mine sute de copii, mii, sute,
zeci, sute de mii de copii și, hai să zic, nu neapărat copii, toți cei care vă doriți o copilărie de-asta frumoasă, în casa bunicilor, frumos așa să vă distrați. Băi, fraților, mergeți mult la țară, mergeți unde puteți și faceți focul, stați lângă sobă. Această casă și casa unde stau eu, n-aș vrea să o dau nici pe 150.000 de euro. Am fost sarcastic, dă-mi 150.000 de euro și ea ta. Pentru că o să-mi cumpăr altă casă, tot la fel, veche, așa frumoasă, să vedeți. Da, păi dacă eu mă simt bine așa, mă. Băi, fraților, îl așteptăm pe Moș Nicolae. Hai să nu mai o lungim. A, ce frumos e și ce cald e. Bate căldura în mine. Hai că e ce trebuie. Ok, avem lampa deschisă. Nu mai trebuie nimic decât să mă pun. Aoleu. Băi, fraților, vă dați seama, știți ce miros au toate astea de la bunica pe care le-am... Ia uitați. Pe care le-am oprit și cu care dorm, nu în fiecare seară, dar totuși dorm și cu băieții mei în casa cealaltă. Dar aici, asta e partea mea de fericire. Aici e raiul, în camera bunicilor, fraților, în camera asta unde am copilărit. E atât de frumos. Ok, știți cum facem? Mi-e somn de pic. Închid lampa și... Îl aștept pe moșu. Deja mi se închid ochii. Îl aștept pe moșu. Camera o să o pun sus aici. Pe patul ăsta al bunicii. Mamă, miroase atât de frumos. Dacă unii dintre voi ați fost la muzeul satului sau ați avut bunici și țineți minte cum mirosea la ei în casă și cât de frumos putea să miroase și ce frumos dormeați acolo. Gândiți-vă că eu fac chestia asta. Ah! Aproape în fiecare zi. Uite, așa dorm eu. Mamă, ce viață. Când mă pun la somn. Hai să suflu în lampa asta. Ce s-a auzit? Stai așa să dau drumul la lampă. Cât e ceasul? Dar stau lampa mai tare așa. 3:43. E aproape dimineața. Nu știu dacă a venit Moș Nicolae pe la mine. Mamă, ce somnă mie. Cred că a venit cineva în cameră aici. Așa, am dat lampa mai tare. Ce voceam dimineața, zici că n-am dormit două zile. Ok, haide să vedem dacă a venit Moș Nicolae la noi. Hai să iau lampa. A venit până la urmă. Dar pe unde a intrat? Pe ușă? Oh my god. Nu se poate, mă. Anul ăsta a venit. Oh my god. Anul ăsta mi-a adus cadouri. Hai că e ce trebuie. Bun. Oh my god. Ok, fraților. L-am auzit. Nu știu pe unde, că e foarte întuneric afară, mai e puțin și se luminează de ziua. Băi, anul ăsta, deși că m-am chinuit, am făcut foarte multe lucruri bune, că și, voi dacă o să faceți lucruri bune, nu o să vă mai aducă beți, o să vă aducă ce trebuie. Băi, neni, băi, și a venit Moș Nicolae la mine și mi-a adus dulciuri. Aha, vedeți, mă? Hai, mă, că e ce trebuie. Acum chiar că e ce trebuie. Vedeți, hăinuțele sunt curate. Am și o bampă aici, n-am. Mamă, de dimineață. Mamă, ce de bunătăți. Păi am fost cu minte, mă, fraților. Super, uai, de capul meu. Chiar mă bucur că de fiecare dată când îmi aducea. Că dacă n-am fost cu minte, nu mi-a mai adus. Oh my god. Băi, știți care-i treaba? Eu sunt super bucuros și îi mulțumesc. De fapt, să știți că nu o să-i fac nimic lui Moș Nicolae, deoarece văd că a fost bun cu mine, bineînțeles cum și eu am fost bun cu el. Deci la anul nu o să-i mai fac nimic lui Moș Nicolae, dar am boală pe Moș Crăciun. E ora 4, mă pun să dorm, vorbim mâine. Băi, dar să vedem, haide să mergem, să vedem ce i-a adus lui Găbiță și lui Adiță moșu. Că dacă a venit și mi-a adus mie, cu siguranță le-a adus și lor.
Haide să vedem. Ok, The Brothers. Hai să vedem. Uitați, acolo e pomul de Crăciun. Da? Hai să vedem ce fac băieții să-i trezim. Bibiță, Adiță. Hai că a venit Moș Nicolae. Hai să luăm și pe Adiță. Hai să luăm și pe Adiță, hai. Hai la tati. Hai să vedem. Ia vină cu aici. Adiță, hai la tati. Hai, dă mâna, dă mâna. Ia să vedem. Nu e? Ia, aici trebuie să vă uitați la Adidas. Ia uite, tati. Opa. Nu, astea sunt alu Adiță. Astea sunt alu Găbiță. În partea asta s-a luat Adiță. Aici sunt ale tale, tati. A venit moșul. Ia, filmează-i tu, s-a prins lumina. Ce ți-a adus, tati? Uite. Ți-a adus suculeț? Da, de băie, ca și-o... Uite, astea sunt ale tale, da? Așa sunt bocăncei tăi, ia uite. Adiță, lasă că uite și tu acolo. Hai și tu acolo, tati. Lasă-l aici. Uite acum. Ne uităm și la Adiță. Ia uitați-vă aici. Deci astea sunt ale tale, Găbiță. Ia uite ce ți-a adus. Uite ce. Nu, e sucul tău ăsta. A luat Adiță aici. A venit coace. Ia uite. Adi, astea sunt ale tale, tati. Astea sunt ale tale, da? Vezi și băiatul suculeț? Ia uite ce i-a adus. Au fost cu minți băieții mei. Ia zi lui mami, a fost cu minte băiatul? Găbița a fost cu minte anul ăsta? Ia vezi ce ingeri tu ți-e, tati. Așa, așa. Da, uite cum, așa sunt mei. Ia, mulțumesc, zi Moș Nicolae. Uite-te la mami acolo și zi Moș Nicolae, îți mulțumesc. Zi, Moș Nicolae, mulțumesc. Mulțumesc, Nicolae. Așa, tati, dacă ai fost băiat cu minte, ți-a adus, da? Și Adiță ce are aici? Ia uite ce are băiatul aici. Tati! Da, tati. Dă la tati. Da, 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 da. Bea puțin, bea-o, ușor, așa. Ia vezi, bună? Așa, arată-i lui Moș Nicolae, ok. Gata, pune sus acolo, tati. Așa, tati, și ia ce ți-a mai adus? Hai că dă și tati, ai și tu aici, da? Ăsta e al tău, uite, uite. Uite, ăsta e al tău, da? Aoleo! Pești, tati, pești! Da, se desface, tati? Ia uite ce bea ăsta! Oi, că da! Gata! Așa, tati, le punem aici. Super! Iar atât, Moș Nicolae, și zi, Moș Nicolae, te iubesc! Păi! Ok, e ora 4:30, ia uite-te! Ia zi, tati, Moș Nicolae! Te iubim! Iubim! Ma! Ma! Ia zi, te iubim și te așteptăm și la anul. Dacă o să fie băieți cu minți. Sigur o să fie cu minți. Uite că sunt super bucuroși. I-am trezit, dar o să se culce înapoi. Și mâine, din nou, da? Hai că ai și tu sticluța ta aici. Ha. Hai că e târziu, uite. Dă tati mâine. Mâine le bei și mănânci ce vrei tu, da? Hai. Atât, ușor, ușor că e târziu. Așa, tati meu. Ia, pa așa, Găbiță, pa, pa, pa. Adi, ia fă tati, pa, pa. Hai că sunt super entuziasmați, ca și mine. Ok, fraților, am ajuns aici. Hai să stau aici până la venirea zorilor, deoarece am făcut focul, e cald. După cum vedeți, soba e la locul ei. Mă așteaptă, e ce trebuie. Cadourile sunt acolo. Și mâine o să dau în ele rău de tot. Deoarece sunt cadourile mele, pentru că am fost cu minte. Și scapă Moș Nicolae de o bătaie data viitoare când o să se întâlnească cu mine. Așa că Moș Crăciun o are promisă de la mine, pentru că n-a fost chiar atât de bun cu mine. Ok, eu sunt foarte somnoros la ora asta, mă cuibăresc aici. Credeți-mă că e foarte, foarte bine și foarte cald. Abia aștept să vină zăpada, să pot sta lângă soba așa. Cu voi a fost Shari Vlogger, ne vedem în etapa următoare. Eu o să fac puțin nani, câteva ore, deoarece m-am trezit. Îmi cer scuze, dar m-am trezit că am auzit ceva. S-a auzit geamul sau ușa, nu știu pe unde a venit moșul. Cert e că sunt super bucuros că a venit și la mine anul acesta de 3 ani. De fapt, de 4 ani n-a mai venit, pentru că n-am fost cu minte. Ok, fraților, din cuibușorul meu de aici, vă spun la revedere, noapte bună sau bună dimineața, dacă vă uitați acum la vlog.
Nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce v-a adus Moș Nicolae, da? Neapărat. Și ne vedem în vlogurile următoare. Hai să suflu în lampa asta.